Salutare internet! Super Speed cu Giurgea și Bratu sunt astăzi la BMW Group Classic la München pentru că am venit să filmez nu acel seria 7, ci acest M5. Da, primul M5. Fiți atenți aici! Discuția despre M5 este simplă. Există două povești în legătură cu nașterea acestei mașini. Unii spun că ea a fost produsă pentru că piloții BMW din acea vreme aveau nevoie să meargă cu ceva rapid. Alții spun că șeful BMW, CEO-ul BMW din anii ăia, mergea cu un seria 7 turbo și că bodyguardii lui nu erau în stare să se țină după el în mașinile lor seria 5. E, și atunci cineva de la fabrică a zis: mă, hai să punem un motor mai mare pe seria 5. După care a urmat ceva timp, inginerii s-au pus pe treabă și au făcut un motor pentru M1, după care au luat motorul de M1 și l-au pus pe seria 5. Desigur că nu puteau să pună motorul pur și simplu pe seria 5 și să o dea oamenilor să meargă cu ea. Prin urmare, au făcut și niște modificări la suspensie, au făcut niște modificări la răcire, au făcut niște modificări la frâne, au făcut tot felul de modificări, astfel încât mașina asta să fie un M5. Motorul ăsta o fie la o minune a tehnicii, la 3,5 litri, 6 cilindri, 286 de cai, dar trebuie să vă mai știți că are niște camere de ardere care pe vremea aia au fost optimizate pentru specificații de Formula 1, dacă vă vine să credeți. În plus, mai există și un Digital Motor Electronics System, adică un sistem de management astfel încât motorul să funcționeze tot timpul în parametrii optimi. Dacă tot am vorbit despre motor, haideți să vi-l și arăt. Venim frumos aici, tragem de clapeta, venim la capotă și încerc să o deschid cu două mâini. Ia să vedem, Bratu, unde ești, mă? Gata. Uite, mă, minunăție de motor. 3,5 litri. 6 cilindri. 24 de valve și 286 de cai pentru oamenii care voiau să meargă tare pe vremea aia cu o limuzină. Ăsta este motorul. Atât de mare încât abia încape în spațiul ăsta de la seria 5. Foarte puternic, foarte capabil și cu modificări pe răcire, astfel încât să păstreze mașina în parametrii normali, indiferent de viteza cu care se merge cu ea. Gata, închid capota. Cu zgomot și trec mai departe și vă povestesc că transmisia acestei mașini este una manuală cu 5 trepte care trimite puterea la roți cu ajutorul unui diferențial cu alunecare limitată în proporție de 25%. Mai departe, desigur că suspensiile au fost modificate astfel încât regimul de viteză crescut de pe autostradă să nu pună o problemă din punct de vedere ruliu, mașina să stea plantată pe autostrăzi și pe viraje, când circul cu originalul M5, să nu simți că mașina o ia în toate direcțiile. Frânele, desigur că au fost și ele modificate pe vremea aia, astfel încât să poți să oprești bestia, fie că mergi pe autostradă în urmărirea șefului, fie că mergi pe drumuri virajate pur și simplu de plăcere. Astea sunt jantele, astea sunt anvelopele pe care oamenii de la BMW Group Classic le-au pus pe mașină cu mare grijă. Asta este vopseaua, astea sunt ornamentele. Astea sunt mânerele, imediat o să intrăm la interior. Asta este antena. Pe aici se alimentează. Aici s-a prins un pic o frunză, iar asta este logo-ul M5. Eșapament frumos în partea din spate și portbagajul. Foarte frumos, foarte generos, extrem de bine întreținut
și cu bateria aici în dreapta. În partea stângă avem desigur un cric și un element reflectorizant, așa cum este legal să ai pe mașină. Gata, mă, i-am închis portbagajul. Uite ce siluetă frumoasă și curată are mașina asta din spate. Bun. Haide, Bratu, să vorbim puțin și de locurile din spate, care arată fix așa. Ia să ven eu pe partea cealaltă. Opa. Puțin mai hotărât, Georgia, la închisul ușilor, te rog frumos. Bun. Ăsta este locul pe bancheta din spate. Asta este pielea cu care se prezintă acest exemplar. Acestea sunt mărturiile că ești într-un seria 5M, nu într-un seria 5 normal. Ia să mă sun frumos aici în spate. Oh. Cotieră, frumos. Ornamente de uși, frumos. Geamuri electrice, frumos. Și ăsta este bordul. Planșa de bord clasică pentru BMW, cu bordul și butoanele orientate spre șofer, astfel încât operarea lor să fie cât mai ușoară. Cutia manuală, cum am vorbit mai devreme. Și aici avem comenzile pentru scaune. Ia uite ce frumos. Electric. Spătarul și șezutul. La fel și în partea dreaptă, funcționează lucrurile ireproșabil. Geamurile se operează de la aceste butoane. Să punem și contactul ca să se opereze și geamurile. Ia uite ce frumos. Bam! Bam! Și acum imediat o să trec în partea din față ca să vă explic un pic planșa de bord și ce mai conține ea. Da, m-am oprit un pic la ușă pentru că îmi place mie cum se aude când se deschide și când se închide. Bun, m-am așezat pe scaun, îl dau puțin în spate ca să avem loc să vorbim despre bord. Ăsta este zgomotul pe care îl face motorașul de la spătar. Hai să-i dăm și OK. Uite, aici frumos. Ăsta este bordul, desigur complet analogic. Și aici în dreapta găsim foarte frumos, în limba spaniolă, probabil pentru că mașina asta o fi vrut să se vândă în Spania, un computer de bord care se operează din butoanele de aici. Ți arată frumos timpul, ți arată limita, ți arată viteza, consumul frumos, temperatura, uite, 26 de grade la München. Sau de aici se operează, uite, bam, de unde ai noștri claxonau, ăștia operează computerul de bord. În afară de computerul de bord, în partea de sus a planșei, mai ai aici buton pentru avarii, frumos. Ai aici aerisirile, desigur, și în partea de sus mai ai, atenție, martori care îți arată dacă ai probleme cu mașina. Ca să fii sigur că niciun bec al martorilor nu este ars, apeși frumos pe butonul check și ei se aprind, astfel încât martorii îți mărturisesc că ei funcționează. Aici avem trapă, desigur, și electrică. Mi-a picat niște praf pe față când am deschis-o. Aici avem buton pentru reglat oglinzile. Ia uite. Iar aici avem, atenție, claxon. Claxon se mai avem și aici și mai avem și aici. Bun. În partea de jos avem climatizare și, atenție, aer condiționat. Temperatura se reglează manual de acolo.
direcționarea aerului se reglează de aici și de aici ventilatorul. Ăsta este casetofon cu radio, care desigur are nevoie de cod pe care noi nu-l avem acum. Torpedo avem frumos aici, niște lucruri aruncate foarte subtil și spații de depozitare pe bord aici. Asta e pielea de pe scaune, astea sunt mărturiile că ăsta este M. Și eu voi mai ieși odată în exterior ca să vă mai arăt pe afară mașina. Ah, pardon, ia fi atent. Frână de mână, mă, nene. Bun. Asta este mașina, absolut impecabilă, absolut impresionantă la mers. Și testul cu acest M5 este pregătit în aceste momente pentru noul sezon de Super Speed la Pro TV, care desigur debutează pe 11 septembrie. O să vedeți acolo frumos cum merge mașina asta pe autostradă. Și o să auziți și cum se schimbă treptele la 180 într-un mod absolut memorabil. Există foarte multe concluzii pe care poți să le tragi despre lumea automobilului după ce mergi în 2021 cu un original M5. Dar pentru mine cea mai problematică dintre ele este că o las acum la BMW Group Classic și voi avea o problemă. Și anume, va trebui să mă hotărăsc în următorii ani dacă eu, când voi face 50 de ani, îmi voi cumpăra un Porsche 911 Classic sau îmi voi cumpăra un original M5. Mă rog. Dileme. Foarte multe probleme. Gata, ăsta a fost walkaround-ul nostru cu originalul M5. Ca de obicei, like, comment, subscribe și desigur jucați-vă cu clopoțelul ca să vedeți când mai postăm videouri pe canal.